Podcast realizat cu suportul rapid rapidasic.md. Profesioniștii care au grijă de tine. Apropo despre sponsorizări, cum ați, cine uh, a găsit? Voi ați găsit WIZO uh, sau WIZO? Nu, WIZO ne-a găsit pe noi. A, ah, uite ce interesant chestia asta cu Izo a fost foarte interesantă. Noi am avut un alt sponsor în perioada respectivă cu care mai aveam contract un an de zile. Și am fost contactat de o agenție că au pe Wiz și că vor să fie Wiz. M-au contactat pe mine. Eu am vorbit cu patronul sponsorului nostru și a spus, zic, uite, mă, Wiz vor să... Și el mi-a zis, uite-te, și pe mine m-au contactat printr-o altă agenție, hai să-i lăsăm și am atâta. Nu. Noi mai avem colaborare. După ce terminăm, o să vedem. Uh, Wizu ar fi vrut să intre pe București. Sigur că acum de câțiva ani au și eu un eveniment, un uh -huh. semi-maraton. Uh, au primit un refuz pe București și s-au orientat da. spre Cluj Napoca. În Cluj, noi aveam deja un eveniment și cred că lucrăm din 2015. Cu ei, păi, 2015-2016. Da, da, îi sponsor care ne-au ne contactat uh, ei. A, asta ne lipsește. Obținem destul de greu sponsorizări. Adică, e greu să avem intrări la București și să obținem și bugetele care se obțin acolo. Pentru noi e un pic mai, mai dificil. Să sperăm că o să ajungem și noi la un nivel în care. Ori o să fim contactați direct, ori o să găsim de o persoană care să facă mai bine treaba asta de atragere de sponsori, pentru că ne-ar ne ajuta. Care este cel mai memorabil eveniment pe care l-ați organizat, și de ce? Cred că în sine, așa, fiecare are un specific. Are, da, mi greu. Acum că m-ai întrebat lucrul ăsta, am avut o problemă. Și-aș minți să zic că, nu? 2015, cred a trebuit să mutăm data evenimentului. Sigur că nu mai vorbim de cel din 2020 când a trebuit să-l anulăm. Alea nu o să lui niciodată, credem cu o lună de zile înainte de eveniment, dar vreau să, să mă întorc un pic la evenimentul ăsta, cred că din 2015, în care la Cluj, în același weekend cu noi, au primit primăria echipa națională de tenis la turneul de Fed Cup. Și a fost cumva, cred, primul eveniment în Cluj de, de turneu de Fed Cup și cu mobilizare de oameni încât am primit refuz de la poliție să desfășurăm evenimentul în locația unde vroiam pe traseul nostru, deși am găsit alternative să nu ne intersectăm cu cei care vor să vină la, și cumva asta ne-a dat mult în urmă. A fost o mare dezamăgire pentru mine că n-am găsit soluțiile să putem organiza. Și medaliile îs trecute cu dată diferită. Le făcusem în America. A fost un, un moment uh, urât. La fel cum a fost și cel cu pandemia, deci am trecut greu peste. Dacă vorbim despre pandemie, cum s-au desfășurat evenimentele astea online pe care le-ați făcut? -a, au fost un gen de provocări corect? Niște challenge-uri. Uh -huh. Exact. Eu văzusem cu ani în urmă, pentru că m-am tot documentat, îmi place să mă uit să văd ce se întâmplă afară. Și am văzut la New York, ei mai aveau niște curse virtuale. Mamă, pe vremea am îmi ziceam, băi, americanii ăștia știu să scoată bani din orice, sunt extraordinari. Și nu mi-ar fi trecut vreodată prin cap să fac un astfel de eveniment. nu nu-i vedeam sensul, rostul. În momentul în care tu evenimente fizice nu mai faci, nu știi până când, trebuia să ținem comunitatea aproape. N-am vrut să renunț nici la colegele de pe grafică, comunicare, contabil. Adică trebuia să găsesc niște Pardon. surse de venit minime să pot să plătesc cu oamenii ăștia. Pentru că dacă fiecare se duceau după aia în direcții diferite, Probabil că nu mai veneau la noi sau greu și așa mai departe. M-am gândit la alergători. Nu, îi avem aici alergătorii, ei dar trebuit să găsesc și să se motiveze, așa cum mi-am grăsit cu cross de noapte, cross de zi, cross de pădure și așa mai departe. Și am intrat pe internet să văd ce înseamnă niște aplicații. Am dat de o echipă din India, le-am văzut site-ul, mi s-au părut interesați. Am, am, vorbit în același timp și cu niște dezvoltatori, niște it din Cluj. Am primit niște prețuri, wow, total diferite. Și am ales pe cei din India, și am făcut o platformă cu ei, super ok, și am început să facem challenge-uri. Și surprinzător că aveam alergători, câteva sute la fiecare eveniment, și am ținut o comunitate un an, în... și. A fost deja cu primei și medalii? Primei medalii, mai primei. Am făcut ce provocări aveam și noi, și cumva astea le-am identificat de la început. ei că e foarte ușor aici să trișezi. Da? Mm. Pentru că mm. eu îți dau ceasul Ție, tu alegi mai repede decât mine Timpul tău mi se înregistrează mie Să mai vorbim că aleargă băiat în loc de fată Și așa mai departe Și am încercat să evităm lucrurile astea Nici platforma nu are cum să le identifice Platforma ap sau aplicația pe care noi avem Identifică dacă tu alegi mult mai repede Adică dacă mergi cu bicicleta sau cu mașina mm. Ea își dă seama că tu nu poți să alegi Și te descalifică Dar altfel nu Și atunci noi... Uh, am încercat să facem atractiv evenimentul oferind multe produse și produse chiar valoroase, de la ceasuri, la aparate de cafea, la mixere, la bafuri, la multe produse valoroase în fiecare, la fiecare challenge și le făceam prin tragere la source. Deci nu locul întâi primește un premiu, mm -hmm. aveam 10-15 produse câte aveam, tragere la source și atunci aveai șanse să și rămâi cu un produs pe lângă participare. Interesant că este, provocările este. În pandemie era multe, multe, multe vedeau, vindeau, practic, vindeau medalii toți. Uh -huh. Da, no, gândește-te că uh, și cel care producea medalii trăia în perioada asta, nu? Că el nu avea ce să producă. Tot timpul îmi zicea, Horațiu, câte medalii să-ți fac? Wow, oare, nu mai crești? Uh, luna viitoare, iarăși ai, da? Și el mi-a zice, eu am trecut prin pandemie cu evenimentele din Ungaria și cu tine. Pentru că o lună de lună îi de lucru. Și în Ungaria la fel. Af afară toate lucrurile astea de care noi povestim cumva îți văzute altfel. Deci vedeam în Ungaria, vorbeam, vorbeam, mii de oameni participau la așa ceva, pentru că omul ăla nu se gândește, nu, acum asta ai zis, eu de fapt le vindeam o medalie, dar nu le vindeam o medalie, eu le, eu le vindeam un pachet de grafică, pentru că eu pe colega mea care făcea grafică o plăteam. Eu, eu plăteam un serviciu de comunicare, nu am un voluntar care îmi face niște postări. E o persoană care trebuie să primească un salariu. Plăteam. Contabilul, la fel. Platforma în sine pe care noi am plătit mii de dolari se justifica. Adică erau niște lucruri nu făcute, nu le introduceam cu mâna. Erau lucruri care erau automatizări. Deci. Pe lângă partea de medalii, pe lângă dacă mai dădeai și altceva. Deci nu era doar o medalie. Medalia era... Nu, am primit-o, n-am participat, n-am alergat cu 2000 de oameni, cu 1000 de oameni și așa mai departe. Am alergat singur. Nu-i plăcut. Dar pentru unii a contat lucrul ăsta. În ce an s-a organizat prima competiție de trail? Prima competiție de trail, cred că în 2013. 2013. Cred că 2013 prima a fost la Făget. A fost mm -hmm. Crossul Făget. Și în 2014 sau 15 am făcut și hoia. Aș spune trei sau chiar patru uh, segmente diferite. Așa le văd eu acum dacă sunt. Aveți uh, partea de asfalt pe, pe șosea, trail-ul, uh, tot ce ține de crossuri, de companii și evenimente. Și e de, de asfalt. Dar da, mixte și aveți și partea de caritabile. Partea de caritabilă, nu i-am găsit încă mecanismul cel mai bun. Partea de caritabilă le introducem la câteva evenimente, unde de acolo banii strâng sau banii după ce rămân după ce terminăm evenimentul și îl plătim așa, îi direcționăm către o cauză. Am fi vrut să un alt mecanism și încă nu i-am găsit. E o mare diferență între între provincie și București. În București povestesc cu organizatorii maratonului care găsesc implicare în uh, asociații caritabile care vin și ele la rândul lor își fac uh, promovare în cadrul maratonului și strâng alergători care alergătorii la rândul lor strâng bani și atunci se strânge o sumă mare de bani. Am fost la întâlnirea organizatorilor de evenimente sponsorizați de Wiz. Și am fost toți organizatorii pe care wiz îi susține. Asta așa ca o mândrie, eu i-am... Le-am dat ideea și a, am insistat pentru că într-o perioadă directoarea de marketing care se ocupa de evenimentele astea din România și am zis, Bă, hai, pune -ne pe toți la masă, hai să schimbăm ideea, hai să vedem ce putem face, să ne promovăm împreună, să aveți vă platformă cum e, într-un în final s-a întâmplat asta și la una din întâlniri, uh, nu mai știu dacă chiar directorul general sau doamna de la marketing de la Budapest ne-a zis că uite și cursa noastră e caritabilă. Și am întrebat ce înseamnă caritabil pentru voi? Adică donezi din taxa oamenilor ceva? Care mi-au zis nu. Noi dăm posibilitatea asociațiilor să strângă bani în cadrul evenimentului nostru. Sigur, mm. eu văd un pic altfel partea de caritate. Mai lucrăm la ea, sper să-i găsesc o formulă să putem susține și mai mult anumite cauze. Din istoria maratonilor organizate de, de voi, care e cel mai numeros? Și din fapt, care este media participării? Cred că cel mai numeros a fost undeva la 6.000 în 2018. Și 2018-2019. E cifră destul de bună pentru România. Da. Eu o văd undeva așa cam 10.000 ar fi 10.000, da, cu un nivel de cam, măcar 1.000 de maratonici să fie, știi? Adică dă o altă valoare evenimentului. Degeaba ai 10.000 de oameni din care 6.000 sunt numai copii. Da, așa. E ok, okay. Da, eu... atunci nu numești maratonă. Cum da. eu astăzi vorbeam, la noi la maraton Chișinău tot, organizatorii uh, sunt super, că uh, eu o să evident că eu știu cu cineva o să privească. Declar uh, mai că au fost declarat 15.000 de persoane. Într-adevăr, au participat 15.000 de persoane, tot cu fan cu tot uh, kidsran, însă la maraton, cum ai spus tu. Dar puțin la maraton la mai Chișină, puțin. Azi, azi mai puțin decât la Cluj. La proba de, de, maraton și cred că și la semi suntem mai mulți încă decât, decât, decât la Chișinău. Da, sperăm să crească și ei speră și așa a, mai ai departe. Pentru că ei dau de fapt Amvergura evenimentului, Vă da. o mie de oameni. Sau, nu? Deci evenimentele mari afară au strig numai probă de maraton. Valencia până acum câțiva ani avea maraton și 10 km. Acum a da. ajuns să aibă numai maraton. Adică e maraton, nu e maraton. Maraton, e maraton, <laughs> da. Asta zic, suntem foarte departe. Budapesta, cred că are, nu știu, 37-38 ediție. Da? Și noi suntem la 12 ediții, adică 20 de ani tot timpul diferență între noi. Ei au lucrat constant de atâta timp, noi abia acum începem. Sigur că s-au făcut salturi mari, nu mai sunt diferențele chiar așa de mari între evenimente. da Ca să educi o masă mare de oameni, nevoie de mult de lucru și nu ajunge să fii un organizator numai. Asta e uh, un subiect pe care cumva cineva mi-a zis că în orașele mari deja ai saturație de alergări de grup. Din contră, ai nevoie de mult mai multe cluburi, mult mai multe, de comunități. Mult mai mult de comunități. Care e problema că este o comunitate într-un cartier, una în alta, cu zeci, cu sute de oameni? Aici trebuie să fie o chestie. Și deci, la Valencia, ceva extraordinar. Mamă, deci clubul ăla nu ajunge Camera asta să-i strângi pe câte un <gânt> club Din ăsta care vin și vezi mândria lor Că cel puțin orată Că nu înțeleg ce vorbesc Și sigur că ei se bucură că se văd unii cu alții Nu dau în președintele clubului Sau așa mai departe Dar de vezi că sunt că fac parte Din comunitate, că se îmbracă Cu, cu, cu tricourile respective da. Încă e de lucru Poate nu o să ajungem niciodată da? merită să încercăm Adică, tot membrii devin și ambasadori care A, atrag. Corect, corect. Deci, ăia, ăia cei mai buni ambasadori. Da? Deci, oamenii care participă, care uh, sunt satisfăcuți de ce primesc în comunitatea respectivă, îi văd și la noi. Și noi avem oameni care vin zi de zi, oameni care au început de la zero alergările cu noi. Unii vor să devină ambasadori, deci nici măcar își doresc ei, că noi nu numim, tu ești ambasador, tu nu tu, da, tu nu tu, nu? Și vezi pe oameni, dar pe de altă parte, vezi și oameni care nu se știau legal la șiret și ai învățat și ai dus la un nivel, și după care nu-i mai interesează tot istoricul cu tine, da? Ei preferă să promoveze pe altcineva mai mult decât pe tine. Asta, Asta, lui. Asta face doare. parte din viață. Face parte din viață, fiecare își decide. Așa și e responsabil de acțiunile lui. Atâta timp cât noi suntem împ împăcați că ce facem și putem ajuta, restul fiecare decide cum gestionează. Partea să cu ambasadori, chiar și stricurile astea brandate, tot e o parte și un cumva un mesaj pentru ceilalți. Corect. Ca eu, dintre... eu, apropo, vreau. Da, eu azi am spus, că noi ne-am plimbat o oră prin parc. Prin parc prin parcul central da, și din trei alergători. Nu cum se cheamă corect, se numește. Dar eu îi spun că de fiecare dată când noi venim la Cluj, eu vreau unul din doi alergă în tricou de la vizer. Da, sunt numește asta. Și apropo, în comunitățile din Moldova, practic, da, e concentrat la Chișinău, sunt câteva comunități, tricoul vostru este foarte popular. Mulți alergă și la antrenamentele de rutină și da, la da, Foarte mult, dar eu îi văd. Și cu tricouri de Wiz văd o, să o grămadă. acum pe Facebook, iată da. astăzi dimineața colegii își plăsează pe Facebook antrenamentele de foarte mulți sunt tricourile voastre. Așa, e foarte mulți care vin aici. Că îi aduce Vitalie, îi aduce Gheorghița. și aduce da. și aduce clubul, vin aici. Da? Și da. mai vin și alți alergători. Și tot timpul îmi zice, Horațiu, ne simțim extraordinar de bine la Cluj. Cu toate că ca traseu, maratonul vostru este specific. El e nu greu. este greu. El, cotituri. Da. Na. Da, eu aș face un traseu Du-te, vino, numai linie dreaptă. Da, dar, Da nu, nu. Noi frumusețe. Nu. Eu de la primărie și de la poliție, că vezi, acum ne, pe Așa. final ne întoarcem iarăși. Așa. Primesc o limită. La stânga și la dreapta. Unde mă pot încadra. Eu ca să găsesc un traseu de 21,1 km, numai eu știu câte <laughs> nopți stau ca să-l fac să-l dreg. Și numai eu știu după cât de greu e de gestionat. E foarte greu. Dar nu am ce să fac. Eu când vin uh, la Cluj, și vin de fapt pe sâmbătă și duminică. Duminică e long run -o. 20-30 de kilometri. Și când îmi ia mi ia mie să fac 21 de kilometri prin Cluj să, gă să găsesc Dar, Dar nu găsești. E foarte complicat. Bine. Adică o cum să e complicat? să dacă să te duci pe, pe, pe trotuare da, și așa. Da. Da. Deci eu înțeleg despre ce vorbești. Da. Să faci aici un uh, maraton e foarte complicat. Foarte greu. Foarte, foarte greu. Dar, acum ce sper e că se lucrează la malurile someșului. Da? Mm -hmm. Și o să fie foarte frumos. E, o să putem introduce mai mult pe acolo, chiar dacă sunt niște întoarceri, linii drepte de un kilometru și poate să fie foarte frumos. Vedem. Unii maratonești ce doresc? Mai mult plat? Să-și spărească Toată lumea l -a l -a l -a vrea PB. Toată lumea <laughs> vrea personal best. <laughs> personal <no? laughs> nu, da, de la 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 Berlin, Nu, traseul la Berlin, la Berlin, la Berlin. La <laughs> Berlin să meargă. La Berlin, la Valencia. Să meargă la Copenhaga. Da? Fiecare oraș are specific. Noi am încercat să le oferim și partea de stadion, care mie mi se pare foarte faină pentru alergător să termin, să iei startul pe un stadion, și partea de centru, care și primăria cumva vrea să arate, bă, uite cum arată centrul la Cluj. Și ți dispus să închide, pentru că orașul ăsta are un specific, bulevardul principal care unește estul de vest, E unic, e foarte greu să găsești rute ocolitoare, din păcate, și noi îl închidem. Da? E normal ca primăria să primească nenumărate apeluri, pentru că nu poate să treacă de la uh, regional la CFR până la clinicilor. Pentru că noi le-am închis. Pentru că nu sunt rutele ocolitoare uh -huh. așa cum ar, ar trebui, sau o să mai avem un metro și așa mai departe, deși noi mijloacele de transport în comun le lăsăm. Doar că încă în România se folosește mai mult uh, mijloacele proprii de transport. Nu e tot timp cât primărie ține cu voi, să nu cred. A ține cu noi până... asta să ne înțelegem că dacă ar ține cu noi așa, pe am putea închide mult mai mult și să facem o chestie și mai și, dar și eu îi înțeleg. Eu nu pot să merg la primărie și să insist, domnule, dă-ne 21 decembrie până în Mărăști, când noi avem 500 de maratoniști. E, când ai 1000 de maratoniști, poți să zici, bă, hai să că de aici, de la 1000 la 2000, poate că îl creștem, de la 1000 la 1500, că venim cu un traseu și mai grozav, popularitatea traseului de la Cluj o să crească și atunci o să fie mai ușor și în rândul comunității locale, pentru că o să știe că o să primească ceea decât să facă două ture de 21 de kilometri. Lucrurile astea le creștem pas cu pas, să nu putem sări etape. Acum. Eu nu sunt adept oricum. Ok, nu o să faci maratonul, trebuie să faci patru ture, a câte zeci. Da. Și, ace și aceleași. Nu, nu se schimbă turele. Același traseu de patru ori. De 24. Eu înțeleg organizatorii că nu e ușor să primești aprobări. Nu știu cum e acolo. lucruri fiecare și le gestionează în felul lui, dar noi anul ăsta, noi n-am știut decât în săptămâna evenimentului că poți să intru pe stadion. Pentru că s-au făcut modernizări de înlocuire a gazonului și așa mai departe. În fiecare an, provocările sunt enorme. Enorme. Aștept, Se lucrează la, la o stradă. Deci, am sunat la AIM să întreb cât pot schimba din traseu fără să îi anulez omologarea. Niciun metru mi-au zis. Dacă tu ai măsurat traseul ăsta ăsta trebuie să-l respecti cu bornele, cu toate semnele pe care reprezentantul AIMS-ului le-a trasat. Da, și eu cu câteva zile înainte anul nu știam. Nu știam că o să pot să fac cursă de copii pe stadion. Nu enorm de multe lucruri. Astea, pe lângă zecile sau sutele de lucruri pe care trebuie să le gestionezi, cu câteva zile înainte îți dai seama ce nivel de stres, anxietate poți să creeze trebuie să te gestionezi foarte bine. Și cu toate acestea, tu în fiecare an organizezi maraton? Ce în fiecare an zic că nu îl mai organizez, dar după ce mă trezesc așa, nu. O perioadă. Păi da, cumva am noroc și cu astea mici, să știi, pentru că astea mici mă țin în priză. Dacă aș face numai maratonul dintr-un an, de la un an la altul, poate mi-aș ieși și din mână. Și n-aș mai avea. Dar așa, după maraton, știu că îmi vine un cross de noapte, e mai micuț, mi-e mai ușor de gestionat, după aia vine un pic numai. mai complex cum e Cross în Hoia, pe care am mutat crossul companiilor în toamnă, care e mai mare pentru noi, chiar dacă e pe distanță mică, dar ca și volum de lucru. Și am încercat să mi le împart așa, dar să am tot timpul constant și să fiu în priză. Pentru că dacă îți pierzi concentrarea pe ce ai de făcut, totul s-a dus. Cum ar trebui promovat în general în comunitățile locale, în societate, ca să creșteți de la 6.000 spre și de la 100 sau cât ai zis maratoniști să fie deja spre 500, 1000. Cred în primul rând că trebuie dezvoltate mai multe comunități. Deci încă nici Bucureștiul nu oferă, vorbind de uh, maratoniști, 1000. Și București are foarte mulți alergători la cursele astea necompetitive, foarte, mm. foarte mulți copii și la cursa de 2 km, de 5 km. Deci, alergători pe distanță lungă, mă refer la maraton, semi-maraton, în România, îs destul de puțini. Vorbesc de asfalt acum. Pe trail, cumva, s-au dezvoltat mai mult, iar lucrurile astea m-au dus cu. Gândul la comparație, de ce la trail poate să vină o mie de maratoniști, de ce la asfalt? Nu. În România, partea de trail e mult mai dezvoltată decât partea de șosea. Nu știu, sunt mai mult pasionați oamenii. Îi mai greu să organizezi pe șosea, pentru că, în primul rând, tu te lovești de autorități. Nu e ușor să-ți se închide traficul. Indiferent cine ești, tot timpul discuțiile astea ăștia. Și atunci, partea de șosea s-a dezvoltat. Mult mai încet decât partea de trail în România. Am menționat și intenția pe care am avut-o să dezvoltăm bazinul mai mare. Sigur că noi, în Cluj, ca fiecare, avem niște limite. Am ajuns să facem 4 alergări de grup pe săptămână, 8-90 evenimente pe an. Pentru un oraș de 400-500.000 de, de locuitori cu metropolă, ca și așa mai departe, nu ne-am nu ne atins limita. Adică, poate să vină altcineva să facă și ei. Trebuie să conlucrăm mai multe organizații. Iar ce ne-am dorit noi, și poate cândva o să se întâmple, îi să dezvoltăm tot bazinul ăsta. Dar e mult de muncă, e foarte greu. Deci, să ne înțelegem, mi-am făcut șapte ani în paralel, tot ce înseamnă runners cu serviciu. Am fost epuizat. Cu copii mici, du la activități, fă evenimente, du-te la muncă, nu oricine poate să facă. De aceea sunt foarte puțini organizatorii care să zică că trăiesc numai din asta și lucrează mai multe evenimente. Pentru că dacă e să faci numai un eveniment și să trăiești, atunci, într-adevăr, oamenii fac bani dintr-un eveniment ca să trăiască 11 luni. Îi fac în fiecare lună și nu mai eu știu câți bani se pot face. Din astea. Plus de aia Dacă evenimentele ai reușit să-ți faci o bază La tine în țară aia Trebuie să strângi fonduri Să mergi să te promovezi afară da? Acolo sunt niște bugete mari Ca să te duci să participi la standuri La alte maratoane Îți trebuie niște bani da? mm. Noi încă n-am ajuns la nivelul La toți ne dorim Nu te duci acolo Ai să zici că bagi mai mulți bani În, în, în reclame de, de Facebook Mm -hmm. Să faci. Dar eu am gândit întotdeauna lucrurile că e bine să ai un produs sau un serviciu foarte bun și după aia să-l promovezi. Deci, cumva, vrem să știm că bă, putem oferi o calitate și haide să, să o promovăm mai mult, să vină și mai mulți oameni. Când am ajuns să ne fie cel mai bine. Pandemia ne-a blocat, după care am reluat cum am reluat, cu un traseu de 10 km, unde să te bați cu pumnul în piept, hai la Cluj, că ne făcea mai mult rău. Anul următor am reușit să scoatem un pic capul și anul ăsta un pic și mai bine. Deci o să începem și mai mult să promovăm evenimentul, să atragem și mai mulți alergători din străinătate. Pandemia cumva o resetat cam ce am făcut. Mai aveți planuri ca și eveniment nou, marca Runners Club, să pe viitor să mai există? Sau să reformatați, poate, unul din evenimentele pe care deja organizați? Sigur că în momentul în care intri într-o rutină, e foarte simplu, știi, în februarie avem făge de iarnă, în martie avem cross de femei, în aprilie maraton, în mai, cross de noapte, iunie, hoia, septembrie, companii, făget, cros de noapte. Deci, cumva, ne-e simplu asta. E un somn care îmbrățișez și tu din zona de confort. Clar, chiar dacă pu mă iau cu bătăi de inimă, mi-ar place încă n-am găsit o idee. Acum suntem în discuții să organizăm un eveniment nou, chiar dacă nu-i marca Runners Club 100% pentru că am fost cooptați, să facem un eveniment la Bistrița, un concurs de trail. Ca să găsești tot timpul idei, bine să te documentezi, să o să mai apară, eu nu zic că nu. Important îi să putem să facem lucrurile constant. Da? Eu asta le spun și copiilor mei. Că dacă faci un lucru numai o dată, de două ori n-are nimica. Ca să ai rezultate, trebuie să faci lucrurile constant, zi de zi, săptămână de săptămână, ani de ani. Și nu, nu zic că nu poate să se întâmple ceva, să renunțăm la altul, să schimbăm. Idei sunt. Dar la anumite lucruri, uite, îți dau un exemplu când vine în cap, crosul de noapte. Crosul de noapte n-a fost gândit să fie într-un parc. Eu am văzut crosul de noapte în centrul orașului, cu străzile închise, cu lumine, alt al vibe da. Dar când am primit răspunsul că voi nu mai aveți cumva voi să intrați iarăși, închideți tot voi traficul, tot voi, tot voi, mergeți în parc. Ok, ne-am dus în parc, am rămas, uite, am făcut 18 ediții de cross de noapte în parc. Mi-ar place să-l fac altundeva, probabil după ce se termină lucrările pe malul someșului. O să primim aprobare să-l facem acolo. O să mai schimbăm, Da, să vină momentul. Încă la ce n-am schimbat, înseamnă că nu am găsit momentul sau știu eu ce să zic. Nu ne-a atras pe noi ceva să facem. În final, eu aș vrea să-ți, din partea mea, Călin, care are alte <laughs> doleanțe, eu aș vrea să-ți uh, urez. Să nu-ți pierzi optimismul. Da, de felul meu, <laughs> e greu să-l pierd, că asta e în adn -ul. Și să aveți cât mai mulți participanți la toate competițiile pe care le organizați. Și eu uh, recunosc că niciodată n-am alergat încă la maratonul de la Cluj. Să fim sănătoși, uh, că ocazia o să mai fie. Uh, eu mă multesc cu trail uh, dar uh, pentru istoric și pentru... Uh, colecție, eu trebuie să -și promit că la anul viitor eu am să fiu prezent la maraton. vă <laughs> cu drag. Știm data următorului? 14 aprilie. 14 aprilie. Deci nu, de, dacă ți-o notezi acum, <laughs> în 14 aprilie trebuie să fiu la Cluj. Vin, fiindcă am și un motiv și personal. <laughs> da, trebuie să vin, fiindcă eu chiar vorbim că niciodată n-am alergat la, la Cluj. Nici un semin, nici un maraton. Toți colegii vin. Dar la mine permanent asta e în pregătire pentru când mai încep sezonul cu Transilvania, cu Moieciu, la Lămulce. așa ai. și Dar fiind în oraș, s-ar putea. Da, fiind numai eu... puțin. Că și Transilvania și Moieciu sunt luna mai. Da. Deci aprilie, numai de pregătire de început, că deja ești pregătit. Dar un trasel de plat nu ți încurcă pregătirea, că poți să lucrezi un pic la viteză și nu încurcă pregătirea. Adică eu, la anul viitor, o să fiu prezent. Să fim sănătoși. Fiindcă eu tot dă pozele și toți colegii din comunitate. Încep de la stadion și vin pe stadion. Da, vine și Mihai Ceban, o să vină. El vine, tot timpul vine. El acum e în formă foarte bună și el câștigă, văd că locul 2-3, locul 2-3 da, și da, da. el s-a ridicat în performanțe performanță și cred că o să fac ceva interesant aici. Și de cum să zic, da. legat de, de urarea asta cu cât mai mulți alergători... E am avut așa o moment, strategie, da? am avut așa și noi planuri, bă, să vină într-un an, să nu știu ce, dar pentru mine satisfacția îi, mai bine să fie oamenii mai puțini, dar să fie mulțumiți și să le ofer o calitate bună, pentru că nu aș ști să zic acum care ar fi o limită, dar peste o limită probabil mi-ar fi greu să gestionez un eveniment. Și de-aia îmi place să luăm lucrurile pas cu pas, de la 4.000 să crezi la 10.000, probabil că ar fi nebunia de pe lume și n-ar fi simplu de gestionat. Vrem să o luăm, le spun alergătorilor pe care îi pregătesc pentru primul maraton, pentru primul semimaraton, că am un coleg care se ocupă pentru primul maraton și le spun că succesul nostru a oamenilor care, de vârsta noastră care se măsoară în longevitate acum. Noi nu o să mai fim campion mondial olimpici niciodată, dar dacă noi facem sport și la 70 de ani și la 80 de ani, mai mult de atâta, ce să ne dorim? E... Și asta doresc și eu. Să facem pe termen lung, să putem fi aici activ și prezenți în viața oamenilor, să ajutăm pe ei, să inspirăm pe ei, și eu, din punctul ăsta de vedere, eu sunt împlinit. Mai mult de atâta chiar nu, nu-mi doresc. Spor în continuare și cu ajutorul a tot ceea ce organizați, cu ajutorul optimismului și dedicației, pasiunii pe care o ai, să dezvolte în continuare și orașul cu ajutorul tău. Asta e ce pot eu să-ți urez. Mulțumesc. Sunteți un ambasador al Clujului prin asta. Și ambasadorul nu cunoaște nimeni pe ambasadorul ăsta. <laughs> uh, Partea asta, că eroi dar nu sunt... Uh, Aia, numai de... Aia numai după ce mor. Aia numai după ce mor. După ce, ce mor o să știe ce, cineva. Ce notă pozitivă <laughs> are la sfârșit podcastul nostru. Ah. Da, eroi trebuie să-i cunoaștem și să-i scoatem evidență la timpul potrivit. Eu nu sunt niciun erou, eu sunt norocos. În primul rând, că fac ce îmi place, dar pentru mine nu e un chin să ies la mișcare, să mobilizez pe cineva, să fac ceva ce ține de sport pentru altcineva. E o plăcere. Eu le mulțumesc oamenilor că ei îmi dau ocazia să le transmit din pasiunea mea și dacă îi ajut, mai mult de atât, chiar nu, nu am ce să-mi doresc. Pentru mine e okay. împlinire totală. Vă mulțumesc! Și succes în fi... continuare! Mulțumesc! Mulțim Și eu vă mulțumesc! Podcast realizat cu suportul rapid asic.md, profesioniștii care au grijă de tine.